Bine ați venit la Încearcă să nu spui Yak Challenge. Băieți și fete, vă anunț de pe acum că eu nu cred că există o persoană care va câștiga acest challenge, pentru că vom reacționa, boys, la videoclipuri cu tripofobia. Boys, într-un fel, tripofobia asta e o afecțiune pe care toți o avem, pentru că este, într-un fel, frica de virusul tripo. Ce face virusul ăsta, boys? Îți creează găuri în gen pe pielea ta și arată foarte, foarte scârbos. Nu uitați neapărat să apăsați butonul drag să vă abonați și eu zic să nu mai pierdem timpul, boys. Uitați-vă la chestia asta. Este un short horror film care are 13 milioane de vizualizări. Deci n-ai cum, bă, efectiv n-ai. Deci dacă te uiți la tot videoclipul așa și nu întorci stânga-dreapta, n-ai cum să nu spui ea, că e imposibil. Bun, deci uite, asta e în baia asta. I-a picat telefonul jos pentru că a sunat. Să vedem ce se întâmplă, boys. Ci că asta e cel mai greu videoclip de pe internet să nu spui ea. Opa, ce? Aaa, acum cred, boys, că... Uitați-vă! Mama, a luat într-o siringă, adică a contractat virusul ăla de care v-am zis eu. Tripofobia. Mamă, s-a înfipt într-o daia, uai. Mamă, tripovaccin, v-am zis, boys, că e asta cu tripo. Mamă. Ia-ți telefonul, băi, a intrat ăla în piele, boys. Nu-i ok. Nu-i ok, acum caută tripo. Tripovaccin, ce înseamnă asta? Hai să ne că acum caută. Ce este virusul tripo? Acum ne explică. Aoleu, deci virusul se manifestă prin a face găuri în corp, o să vedeți. Poate să fie prin contact vizual, deci prin contact fizic, sânge sau numai salivă. Prima dată, dacă ai contractat virusul, efectiv trebuie să speli tot, absolut tot, boys, dar să știți că la noi nu-i cauți să luăm virusul ăsta. Uitați-vă, ce trebuie să... Acum o să vadă puncte de alea, gen, dacă are contact. Uitați-vă, man, boys! Mamă! Și că spală-le rapid! Mamă, spală astea, sora mea, că pierd cele de aici! Ai! Mamă, uitați-vă, acolo arată tot, moarte, deci toate astea pe care le are. Ce că dacă ai făcut totul bine, nu o să mai trebuiască să vezi acele găuri. Și asta înseamnă că virusul o să se retragă așa puțin într-un fel. Hai să vedem, ai făcut bine, sora mea. Aoleu! Iac, băi, ce e aia? Hai că ai făcut bine. S-a zis peste de tăi. Deci acum trebuie să dai cu antibacterial. Voi ați văzut chestia aia, man, ce e aia? Bro. Hai mă, sora mea, hai că poți. Bleach, dă-i mă acolo cu orice a fi. Dă-i acolo, dă-ți pe mână, băi. Mamă. Uitați-vă, boys, îi pică sânge din găurile alea, vă dați seama. Mamă, vă simt așa, nu știu, bă, deci chiar am pierdut challenge-ul. Să ziceți voi la comentarii, imposibil să nu-l pierdeți, numai dacă ați mai văzut un videoclip odată și dacă l-ați văzut, tot îl pierdeți. Ce că dacă a fost totul bine, iară nu o să mai vadă găurile și dacă nu, cred că o să intre în stagiul 3. Oh, let's go, băieți, deci nu mai vede găuri, nice. Bravo, mă. I-a zis că zică s-ar putea să nu vadă pe mână unde a avut. Nici nu trebuie să arăt că știți, băi, că nu-i doar referește așa. Dar dacă nu, înseamnă că s-a dus pe alte părți ale corpului. Adică încă mai are găurile alea, dar pe alte părți. Cum ar fi? Man, nu-i bine! Uai, ce-i aia, bro? Mamă, fă ceva. Mamă, deci continuă virusul să meargă. Băi. Fă ceva, sora mea, pe bune, nu rămâne cu... Bă. Aoleu, are și ochii, deci nu, ai, iac, băi, dă-i. Pleacă din toaletă. Bă, ce ghinion. Mamă. Ce
și ca să îi leviți. Sunt periculoși. Să nu-i băgați în alertă. Să nu-i atingeți. Nu-i lăsați să te vadă. Evitați-i cu toate costurile. Mamă, și s-o termina bateria. Acum vorbea gen de aia care au virus. Uai, frate, mai avem un minut. Bă, nu mai pot, pe bune vă zic. Pe bune că nu mai pot. Și asta. Fă ceva. Sora mea, dar nu știu ce poți să faci. Plânge, vă dați seama, bro, da. Păi ce o să fac acum? O să rămân așa? N-o să vină cineva să o ajute? Doamne ferește, bro. Doamne ferește. Hopa, boys! Vine cineva. S-a deschis ușa. Acum vine salvarea ei. Dar care-i salvarea? Boys? Cine e? Aoleo. E un de-ala fix ca ea, man. Uai, și aici cred că s-a terminat, bă. Bă, fraților, deci pe bune la videoclipul ăsta mai avem încă unul, tot așa, tot cu tripofobia. Deci, bă, la videoclipul ăsta nu ai cum, bă, efectiv, nu ai cum să nu spui iax, o să faci sau gen sunete de asta, știi ce zic? Dar nu știu, nu știu, boys. Deși că toată lumea, tuturor ne este frică când vedem boala asta, gen, într-un fel, boala se numește tripo, dar noi avem toți tripofobia, adică ne e frică de ea, adică normal, logic, știi ce? Bun, fraților, acum vom reacționa la încă un short horror film tot așa cu tripofobia. Hai să vedem care-i treaba, bro. Uai, deci primul a fost creepy rău de tot, pe bune, vă zic. Gen, nu știu cum o să fie asta. Ok. Ăsta a pus niște apă și o duce la subsol. De ce ar face chestia asta, gen? Sau ce a pus acolo? Apă, nu? Din câte am văzut eu. Și o duce la subsol, dar nu știu de ce ar face chestia asta. Bă, se duce aici. Bă, uite, parcă încearcă să ducă apă la cineva, bro. Cum ar fi să aibă la subsol un dăsta infectat cu tripofobia asta, cu tripo. Da, mă, și-o las aici. Da, fraților, deci 100%, 100% asta aici, vă zic eu. Fiți atenți de nu. Hai să vedem. 100% asta e. E unul infectat cu așa ceva. Mamă, a luat! A luat-o. Du-te, frate meu. Pleacă de aici. E cineva acolo, boys, care are de-aia. Mamă, da, primul a fost rău de top, bune vă zic. Ok, a dat la înapoi. Bă, bă, ce nu-i un picior sau ceva de genul, nu vedeți? Mamă, mamă, uitați-vă, uitați-vă, la ăsta. Ăsta e el. Aoleu, bă, bă, ce are pe față, man. Fugi, da, uite, e frică. Bă, nu-l atinge, bă, frate-mi, nu-l atinge. Aaaa, loc, prea târziu. Mamă, și mi-a dat și jumpscare-ul ăla. Bun, fraților, cam atât a fost cu episodul de astăzi cu încearcă să nu spui iac challenge. Deci 100% am pierdut. Scrie și voi la comentarii. Am vrut de foarte mult timp să reacționez la chestiile astea cu tripofobia, pentru că, bă, astea cică pe bune sunt horror. Pe lângă faptul că ne uităm la filme horror și avem sentimentul ăla că hopa, vine criminalul, nu știu ce, astea iară sunt foarte, foarte creepy. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal. Nu uitați neapărat să-mi dați un follow pe TikTok la Marius Ian Curiect și să revedem sănătoși data viitoare. V-am pupat pe toți, vă urez o zi minunată. Ciao.